Jandarmii și-au deschis astăzi porțile pentru elevii giurgiuveni în cadrul programului Școala Altfel. Pentru că în această săptămână școlarii au posibilitatea să învețe și alte lucruri în afară de ceea ce li se predă la ore, o parte dintre ei a ales să viziteze instituția jandarmeriei. Cei mai mici s-au arătat interesați atât de activitatea jandarmilor, cât și despre tehnica din dotare. Ne bucurăm că este o zi însorită și iată că peste 500 de copii au călcat pragurile jandarmeriei Giurgiu și au ales să petreacă alături de jandarmi prima zi din cadrul săptămânii Școala Altfel. Noi le-am pregătit exerciții demonstrative, atât cu câinii de serviciu, cât și pregătite de jandarmii din cadrul grupei antitero. Le prezentăm ținuta militară, materialele de intervenție și protecție și suntem siguri că vor petrece o zi minunată alături de noi. Acțiunea porților deschise a debutat cu vizitarea atelierelor de prezentare a ținutei militare, a materialelor de comunicații, de intervenție și de protecție. Ia uitați-vă și voi! Ați văzut ăla? După câteva minute bune de joacă printre ținutele militare și mașinile jandarmilor, cei mici au fost invitați într-un spațiu special amenajat pentru a putea urmări exercițiul de mobilizare și prindere a infractorilor. Chiar dacă mulți dintre ei s-au speriat puțin din cauza focurilor de armă, cu toții au rămas până la cel mai așteptat exercițiu, prezentarea câinilor jandarmeriei. A devenit o tradiție ca de fiecare dată când îi se oferă posibilitatea, jandarmii să ofere invitațiilor lor un spectacol inedit.